cunoștea victima, nu a avut nicio relație anterioară cu acesta, efectiv a fost un taxi luat la întâmplare dintr-o anumită locație, respectiv de undeva din strada Isaccei. Dacă îmi permite să motivează o mică neînțelegere spontană. Cauzată de... Da. Cauzată de faptul că taximetristul ar fi solicitat o sumă mai mare decât reprezenta valoarea cursei. Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că autorul acestei infracțiuni a fost depistat de către lucrătorii Poliției Municipiului Tulcea, Biroul Investigații Criminale, în colaborare cu lucrătorii ai SAS, Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul IPJ, în ziua de duminică, 2 decembrie, dată la care, în urma activităților investigative efectuate, acesta a fost condus la sediul poliției, s-au efectuat cercetările și actele de cercetare implicit necesare, acesta fiind reținut la aceeași dată pentru o perioadă de 24 de ore. Ieri, 3 decembrie, persoana în cauză a fost prezentată judecătoriei Tulcea cu propunere de arestare preventivă, iar judecătorul de drepturi și libertăți a dispus arestarea preventivă acestuia pentru o perioadă de 30 de zile. În legătură cu această faptă, am dorit să mai menționăm faptul că au fost recuperate bunurile sustrase de la persoana vătămată, respectiv telefonul mobil aparținând acestuia și portofelul, precum și că în urma depistării autorului s-au efectuat demersuri pentru întregirea probatorului în cauză, în sensul că au fost efectuate două reconstituiri și au fost audiate mai multe persoane în calitate de martor, persoane care au adus un aport probator semnificativ la cauză, în sensul că ne-au oferit date și indicii care au o valoare probatorie foarte mare în cauză. Persoana este un bărbat în vârstă de 26 de ani. Din municipiu? Nu, din Comuna Izvoarele, județul Tulcea. Deci de vizită? Nu are antecedente penale. Era băut, sau ar fi impropriu să spunem. Există o mică diferență juridică. Nu știu dacă se poate specula sau nu. Persoana a mai avut contact, să spunem, cu legea penală. În schimb, față de infracțiunile pe care le-a săvârșit, a intervenit reabilitarea. Astfel că, din punctul nostru de vedere, putem să considerăm că nu mai este cazul. Adică cazierul este curat. Fapte asemănătoare cu violență? Sau... Nu vorbim de fapte asemănătoare cu violență, ci despre niște furturi. Dar, mă repet, intervenind instituția reabilitării în ceea ce privește acele infracțiuni, din punct de vedere al legii penale, se consideră că nu se poate reține o stare de recidivă. Nu a executat condamnări privative de libertate în ceea ce privește respectivele infracțiuni. Infracțiunea vis-a-vis de care se efectuează cercetări în cadrul dosarului penal este aceea de tâlhărie calificată, raportată la furt calificat, o să vă explic încadrarea imediat, raportată la furt calificat în scop de folosință. Vorbim de articolele 234 cod penal, raportat la 228-229, cu raportare la 230. De ce? Furtul în scop de folosință vizează acțiunea autorului de a sustrage inclusiv autoturismul cu care s-a deplasat. Adică raportarea aceea la furtul în scop de folosință vizează strict autoturismul. Taxiul. Spuneți-ne câteva cuvinte despre modul în care a fost prins, a predat, l-ați fi, cum l-ați identificat și unde a dat. Persoana a fost identificată în urma unor activități informative și investigative specifice muncii de poliție. Acesta a fost depistat într-o zonă mărginașă a orașului. Nu vă putem da prea multe date pentru că ar însemna să intrăm în niște modalități specifice muncii de poliție. Nu. A fost depistat. Depistat, ridicat și condus la sediul poliției. La momentul depistării, nu. Nu. Când l-a atacat pe taximetrist, dacă era băut sau drogat. Din declarațiile acestuia rezultă că ar fi consumat băuturi alcoolice înainte de a se urca în taxi. În depistarea și găsirea lui v-ați folosit și de camere de supraveghere din oraș? Evident, camerele de supraveghere stradale au reprezentat un ajutor de mare importanță pentru noi, în sensul că am putut reconstitui traseul urmat de taxi de la locul de unde a fost luat și până
la locul unde s-a întâmplat fapta și ulterior de la locul unde s-a petrecut fapta către locația unde a fost găsită abandonată mașina în cursul dimineții următoare. După cât timp a fost găsit autoturismul sau persoana vătămată? La cine vă referiți? Persoana... Păi având în vedere că fapta a fost săvârșită în dimineața zilei de 29 noiembrie, da, în jurul orilor 5, a fost găsit pe 2 decembrie. A fost găsit în cursul zilei de 2 decembrie. Unde era? Era domiciliu? Unde era? Iar, efectiv, domiciliul are pe izvoare. Ăsta e motivul pentru care a fost foarte greu să-l identificăm și ca persoană. În schimb, alte persoane din jurul dânsului am reușit să identificăm o persoană de sex feminin. Ulterior, cu mascați îmbrăcați în civil, deoarece ne așteptam să reacționeze foarte violent. A fost revistată raza municipiului Tulsa. Cu lucrători care vedeți aici prezenți, că de asta i-am adus prezenți, pentru că au lucrat zi și noapte, efectiv, n-au avut odihnă până n-au reușit să-l identifice. Era o chestie de moment, dacă nu reușeam să probăm într-o săptămână, șansele scădeau din ce în ce mai mult. Ce pedeapsă? De la zi la zi. Pedeapsa pe care o riscă se ridică la maximul de 7 ani, în varianta simplă a infracțiunii. Aici, având în vedere că, exact ce vă explicam mai devreme, apropo de încadrarea juridică a faptei, trebuie să facem o ușoară distinție. Infracțiunea de tâlhărie calificată, cea prevăzută de 234, vizează atât acțiunea autorului asupra victimei, deci acțiunea de a o agresa pe aceasta, cât și sustragerea telefonului mobil și a sumei de bani pe care aceasta o avea asupra ei. Ca o continuare a rezoluției infracționale, raportarea la infracțiunea de fur calificat în scop de folosință vizează autoturismul. Deci, cumva, în cadrul individualizării, să spunem, pedepsei ce urmează a fi aplicată, instanța va trebui să țină cont de aceste două filoane, să spunem, deci de continuarea rezoluției infracționale în sensul sustragerii și autoturismului.